Ieri nu am fost în apele mele și m-am simțit rău toată ziua. Salut! Tocmai ce v-am ilustrat expresia de astăzi: se folosește la negativ a nu fi în apele lui sau a nu fi în toate apele, și această expresie înseamnă că o persoană este prost dispusă. El este prost dispus, nu se simte bine. Are ceva probleme, adică are câteva probleme. Este abătut, îngrijorat, se gândește la ceva și nu se simte bine. Nu este în apele lui. Se poate folosi și forma de feminin, bineînțeles, când vorbim de femei. Putem spune că ea. Nu a fost în apele ei zilele trecute. Adică ea nu s-a simțit foarte bine. Nu cunoaștem detalii legate de motivul pentru care ea nu s-a simțit bine. Expresia nu vorbește despre detalii care se ascund în spatele acestei stări, ci expresia uh, vorbește doar de. Ceva care există aici și acum, o consecință a unor acțiuni trecute sau a unor acțiuni, al unor gânduri pe care le avem. Că nu asta înseamnă a fi îngrijorat sau asta înseamnă că ei sunt prost dispuși, adică nu se simt bine pentru că uh, au anumite gânduri negative. Nu? Bineînțeles că um, această expresie se aplică pentru fiecare persoană, um, dar de cele mai multe ori se folosește în forma aceasta a nu fi în apele lui sau, eventual, a nu fi în apele ei. Um, haideți să vă mai dau un exemplu. Lasă-mă că acum nu sunt în apele mele. <laughs> adică vreau să mă lași în pace pentru că nu mă simt foarte bine și este um, cel mai bine să stau singură sau să fiu singur, dacă vorbim de un bărbat. Deci pot să spui văd că nu ești în apele tale astăzi Putem să vorbim mai târziu când te simți mai bine. În acest exemplu, am folosit pronumele apele tale. Când vorbești direct, nu? Nu prea am auzit în forma apele noastre sau apele voastre. Voi nu sunteți în apele voastre, nu știu, nu cred că am auzit vreodată în forma asta cred că se poate folosi, dar cel mai des uh, se folosește în forma asta de singular. Nu sunt în apele mele, tu nu ești în apele tale, ea nu este în apele ei și el nu este în apele lui. <laughs> Da, și ceea ce este iarăși interesant în acest substantiv apă este faptul că în această expresie se folosește la plural, deci sunt mai multe ape. <laughs> da, limba română nu-i așa, apele cui, apele lui sau apele mele, hmm. oare ale cui sunt? Îmi cer scuze, acum vă zăpăcesc de cap. A zăpăci de cap pe cineva înseamnă că îl faci pe el și mai confuz. Și nu vreau să fac lucrul ăsta, am vrut să mă distrez puțin. Dragii mei, probabil că și vouă vi se întâmplă lucrul ăsta. Vă aduceți aminte ultima dată când nu ați fost în apele voastre? O zi minunată de miercuri, 23 noiembrie 2022 în continuare și sper că vă simțiți bine atât astăzi cât și restul săptămânii. Duminică vine un episod mai lung ca de obicei. Până atunci, numai bine.